Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Biholar sunt, începe o nouă ediție specială. Mă aflu, prin generozitatea Teatrului Municipal Matei Vișniec, în sala de expoziții acestei instituții teatrale, care în această perioadă își sărbătorește, pentru că e o sărbătoare pentru comunitate, festivalul anual, care în ultima vreme a suferit ca întreg actul cultural din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Anul acesta, Zilele Teatrului Matei Vișniec se desfășoară la capacitate maximă, eu aș putea spune, iar invitații mei de astăzi cu siguranță vor confirma dacă așa stau lucrurile. Înainte să vi prezint, o să citez din materialul informativ oficial, care conține și programul festivalului. În modul său specific, teatrul este și un instrument de transmitere de la o generație la alta a idealurilor umaniste și a spiritului critic și, prin urmare, un spațiu educațional capabil să completeze școala. Uneori, văzând anumite piese de teatru, tinerii pot descoperi pagini cutremurătoare din trecut, precum și faptul că manualele de istorie sunt și ele pline de uitări. Din numeroase motive, deci, vom pune accentul anul acesta la festivalul nostru pe memorie, pe necesitatea de a examina critic trecutul pentru a înțelege cine suntem în prezent și ce ne poate aștepta în viitor. Matei Vișniec semnează aceste rânduri pentru că leitmotivul acestei ediții a festivalului de la Suceava este reîmprospătarea memoriei și îl salut pe maestrul Matei Vișniec și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați găsit timp și în aceste zile foarte aglomerate, filmăm chiar în timpul festivalului și difuzăm emisiunea joi seara și o să ne spuneți de unde veniți și cum noua generație înțelege trecutul, își trăiește prezentul și poate anticipa sau nu viitorul. Alături de noi, pentru prima dată, într-o discuție și am onoarea să vi-l prezint, la Intermedia, pe domnul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Bine ați venit la Suceava! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc domnului Matei Vișniec pentru această deschidere, pentru această oportunitate de a participa la festivalul Zilele Teatrului Matei Vișniec, după cum ați vorbit și dumneavoastră, după o pandemie. Eu cred că invitația în universul lui Matei Vișniec este un vaccin sănătos pentru societate, din toate punctele de vedere, și vă mulțumim mult pentru posibilitatea de a comunica cu dumneavoastră. Da, aș spune și eu deja vă mulțumesc, bine v-am găsit. Ne aflăm aici într-o regiune, aș spune, cu multe elemente geopolitice sensibile. Suntem departe de Ucraina, Bucovina are mai multe straturi de istorie, nu toate solare, unele dureroase. Ne-am propus ca anul acesta să aducem aici artiști din trei țări, din Moldova, din România, bineînțeles, din Ucraina, ca să discutăm despre memorie, pentru că agresiunea pe care lumea liberă o trăiește în acest moment din partea Rusiei se produce pe fondul unei eradicări sistematice a memoriei în Rusia, evident, inițiată de Putin, unde au fost treptat scoase din manuale pagini teribile despre Gulag, despre comunism, despre ce a însemnat crimele comunismului. A fost repus pe socluri Stalin. Există o îndoctrinare radicală, puternică, dureroasă a populației în Rusia. Din păcate, trebuie să recunoaștem că Putin este sprijinit. Acum nu știu dacă chiar de majoritatea populației, pentru că după 3 luni de război se mai schimbă niște lucruri, dar în prima fază, cu siguranță, el a avut o mare doză de popularitate. În urmă, în 2014, când a preluat Crimeea, a fost un erou național.
Deci există un război în acest moment între lumea liberă și imperialismul neosovietic putinist, care este și unul al memoriei. Cu atât mai mult mi-am dorit ca să discutăm în aceste zile despre trecut, despre cum transmitem trecutul, despre cum transmitem unele pagini de istorie și tocmai că Republica Moldova este într-un fel invitat de onoare cu mai multe spectacole, iar Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău vine cu două spectacole extrem de importante care tocmai abordează aceste probleme de memorie. Un spectacol este piesa mea, Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mentali, dar al doilea este un spectacol tulburător, se titulează Dosarele Siberiei și cred că titlul deja spune despre ce pagină tragică de istorie este vorba, nu, Petru Hadârcă? Mulțumesc! Sunt, așa ne-am dorit, exerciții de memorie. N-am făcut nimic în spectacolul pe care îl veți vedea, Dosarele Siberiei, decât să ne inspirăm să documentăm mărturiile celor care au supraviețuit gulagului și care s-au întors cu demnitate și au rezistat prin demnitate și au revenit acasă la Chișinău. De fapt, eu m-am pregătit de acest spectacol mai mulți ani. Iertată-mi fie modestia. L-ați regizat. Da. Și scenariul împreună cu Mariana Munceanu. Dar am realizat pe tema asta mai mult de 10 spectacole la Teatrul Național Radiofonic, începând cu, de o parte și alta, a Prutului, biografii, memorii ale academicianului Gleb Dărgan, doi frați gemeni, care după ocuparea Basarabiei, amândoi basarabeni, unul a ajuns academician la Academia Română, altul academician la Kiev. Părinții învățători din satul din Tighina, duși pe 17 ani în Siberia, în Gulag. Asta a fost o realizare a mea în 2009 la București și m-am cutremurat de toate amintirile relatate acolo și pe care le-am dus în spectacol. Dar numai scurt un pasaj care eu am citit-o ca o metaforă, ca un simbol a ceea ce s-a întâmplat cu românii basarabeni. După 17 ani, când a revenit și părinții i-au revenit din Gulag, Gleb Dărgan, printr-o întâmplare fericită, a reușit să fie într-o deplasare la Moscova. În drum, trenul din București spre Moscova s-a oprit pentru 15 minute în gara din Chișinău. Au venit în gara să-l întâmpine fratele lui Boris Dărgan împreună cu părinții. Și într-un moment de ăsta mai încordat, s-a apropiat și la ureche, i-a spus, după 17 ani de nu știau nimeni unul de altul, i-a zis, frate, iartă-mă, eu n-am dreptul să am frate. Pe urmă, am realizat și alt spectacol împreună cu Rodica Mandache și mai mulți, după manuscrisul Aniții în Andrei Șcudla, acel cutremurător manuscris la Flacăra Lumânării, 20 de ani în Siberia, și pe care profesorul Gheorghe Nandriș, nepotul, ascuns într-o sacoșă sub plăcinte la fund, a riscat, trecând în anii 80, manuscrisul, trecându-l de la Cernăuți în România, și după 90, la Humanitas, a fost publicat acel roman. Sunt exerciții de memorie mai multe pe care mi le-am propus și am zis, așa cum teatru, timp de 100 de ani, un secol de existență, a rezistat. Societatea a rezistat prin teatru, prin acele mesaje, poate câteodată ascunse, plasate pentru spectatori care veneau să vadă un spectacol temă națională alta, dar căutau dedesubturile, căutau
mizanscenele, căutau replica spusă cu un alt mesaj ca să fie o ferestruică de, spre libertate. Și acum, în momentul dat, când eliberatorii, în ghilimele, iarăși pretind că vor să ne elibereze pe noi, să ne elibereze de libertatea noastră, de bucuria noastră de a trăi într-o societate liberă, de a crea liber, de a gândi liber, de a fi lăsați în pace, să ne bucurăm așa, să nu fim spălați la creieri, cum s-a întâmplat și cum se întâmplă și acum. Eu le-am spus și le spunem prin diferite spectacole montate la Teatru Național, să se elibereze pe ei acolo. Există, totuși, maestre, libertate autentică, reală, sau cât de departe poate merge libertatea noastră? În artă, vedem, există nuanțe, există o replică, cum spunea domnul director, care sugerează poate altceva, pe care spectatorul antrenat o și găsește, pe care orice spectator o caută în situații din acestea. Teatrul Național din Chișinău are deja o istorie de 102 ani anul acesta. 101. Deci, în 2022, în octombrie, nu? În 6 octombrie, când a avut loc prima reprezentație, primul spectacol, Răzvan și Vidra, de Bogdan Petrecei cu Cașdeu, sunt 101 ani, vor fi. Aici, la Suceava, nu avem antrenamentul acesta. Existența teatrului, dar nu ne limităm doar la Suceava, existența teatrului a avut așa câteva fluctuații. Din fericire, acum există această perioadă de stabilitate și s-au pus în scenă și spectacole cu mult mesaj. Mai puțin contează cum au fost primite la modul general de public. Dincolo de cultură, de artă, libertatea umană e una autentică, e reală? Sigur că există anumite grade de libertate în fiecare societate, ea se adâncește, se mai și pierde, se mai și pervertește, dar pentru a începe cu o experiență personală, eu am descoperit libertatea întâi și întâi în literatură. În anii când eram, în urmă cu peste 50 de ani, citind am descoperit ce este libertatea, ce înseamnă lupta pentru libertate, idealurile de libertate. În literatură, în romane, în romanele românești, romanele interbelice, în caragiale, libertatea limbii, libertatea de a gândi, libertatea de a ironiza, libertatea de a te autoironiza, libertatea deriziunii. Am descoperit libertatea în romanele rusești. Să nu confundăm, deci, două planuri, marea cultură rusă și Putin. Am descoperit ce este libertatea citind Dostoievski, citind Gogol, citind Cehov, citind Tolstoi, citind Thomas Mann, citind mari clasici ai lumii, care erau traduși în limba română. Deci există un raport între cultură și libertate. Uneori aș spune, avem atâta libertate interioară, câtă cultură putem acumula. Iar pentru tinerii de astăzi, care sunt în libertate, le-aș spune, sau i-aș avertiza pe adulți, că există un pericol. Societatea de consum nu este cel mai bun prieten nici al democrației, nici al libertății. Societatea de consum este o mașină de transformat cetățenii care gândesc în consumatori care consumă. Ori cu atât mai mult, teatrul este o propunere culturală necesară. Nu atât o alternativă, pentru că sunt multe lucruri unde putem să ne hrănim, adică multe instituții unde ne hrănim cu libertate. Școala, educația, muzeele, bibliotecile, librăriile. Totul pune la un punct. Dar și teatrul vine cu o propunere de mare deschidere, de mare intensitate, uneori cu propuneri insolite. La teatru ne putem forja spiritul critic chiar și când nu ne place o piesă. E important să venim la teatru nu numai o singură dată, ci de două ori, de trei ori, sistematic, în mod durabil, ca să comparăm, ca să ne hrănim cu un actor, te împrietenești chiar dacă nu-l cunoști personal, văzându-l într-un spectacol, într-un alt spectacol, în mai multe piese, îți dai seama ce înseamnă arta actoriei, ce înseamnă arta regiei. Deci pentru tinerii de astăzi, din Suceava, acest teatru este, aș spune, un enorm
tezaur cultural, o sursă de energie mentală, o hrană spirituală și un loc de forjare a spiritului critic. Și este datoria, de altfel, datoria, aș spune, puterii politice să ofere populației diversitate culturală, surse diferite de hrană spirituală. În Suceava noi avem de ani de zile multe instituții absolut excepționale, care furnizează cultură, energie. Și care sunt cooptate anul acesta în festival. Da, dar lipsea un pol de modernitate special, care este teatrul. Ori acum îl avem, el funcționează, este recunoscut la nivel național ca fiind un loc interesant, important, unde au fost create spectacole de nivel național și internațional. Spectacole curajoase. Avem aici un laborator de cercetare, aș spune, în materie de artă și teatrală și de expresie corporală, de idei, de dezbatere. Deci toate aceste lucruri mi se par foarte importante și am, ca să zic așa, dovada faptului că ținta a fost atinsă, oamenii vin, tinerii sunt aici, spectatorii ne confirmă că tot ceea ce am început și vreau să amintesc aici numele poetei Carmen Veronica Steciuc, aș vrea să spun, deci, că tot ce am început cu ea și cu alți oameni pasionați acum peste 10 ani s-a constituit și dă roade. Din fericire, reîmprospătarea memoriei e tema acestei ediții. Festivalul, dincolo de faptul că se adresează întregii comunități, îl dedicați cumva tinerei generații. Ori tânăra generație, ca să îi se poată reîmprospăta memoria, are nevoie să fie avut cunoștință despre memoria aceea, cumva. Mai puțin poate prin propria experiență, mai mult poate prin poveștile de la părinți, de la bunici, din lecturi, în cazuri fericite. Pentru că spuneți aici că teatrul este un spațiu educațional capabil să completeze școala și că manualele de istorie sunt pline de uitări. Și m-aș îndrepta către domnul director Hădârcă, cât de apăsată sau cât de actuală e memoria în Republica Moldova, de unde veniți dumneavoastră? Și la ce trebuie noi să fim mai atenți și ignorăm, gândindu-ne că frontierele sunt niște granițe care protejează poate mai mult decât în alte zone, mai mult decât în Republica Moldova, mai mult decât în Ucraina. Eu mă conduc după principiul că cine nu-și cunoaște istoria, trecutul, nu poate construi viitorul și riscă să o repete, riscă să promoveze și să dea naștere la monștri, ceea ce se întâmplă în Rusia, acum când este spălat de creier la modul cel mai serios. Teatru este o insulă a libertății. Și a fost și a existat. Noi până în anul 90, istoria Teatrului Național din Chișinău, n-am cunoscut-o. Eu nu știu dacă, iertată-mi fi lipsa de modestie, dar nu știu dacă în altă țară s-a întâmplat ca pentru a-ți apăra dreptul de a juca teatru în limba română, au fost condamnați la moarte actori, au fost condamnați la moarte dramaturgi, a fost scoase din repertoriul spectacolului în perioade mai grele piesele montate de un mare regizor, Andrei Băleanu. Cenzura a fost și la noi, maestru Vișnec, poate confirma, dar în perioada comunistă cenzura era destul de strict, foarte strictă, însă nu se ajungea până la pedepse capitale. La noi piesele montate de Andrei Băleanu au fost 5 scoase din repertoriu, Romeo și Giulietta, Ciocărlia și mai mult Revizorul, prin faptul că s-au trezit că traducerea era românească. Nu era. Traducerea era asigurată de traducători de dincoace, de Prut, din țară. Și nu era una de acolo. Imediat a fost scoasă. E un caz inedit când marele
actor, un regizor, personalitatea teatrului nostru, Valeriu Cupcea, a reușit într-o perioadă așa mai dezgheț hrușciovist să monteze Mircea Ștefănescu Eminescu. Și actrița Viorica Chircă și nu numai, care a interpretat-o pe Veronica Micli, povestește un caz cutremurător în film, îl avem, momentul chiar, când înainte de a fi interzis spectacolul și la acest spectacol, lumea venea, stăteau în picioare cu lumânările în sală, din revoltă cineva că era, arunca cu un fier, cu un metal greu în Eminescu. Și Viorica Chircă povestește chiar cum ce le eram la aplauze, când la un moment dat peruca a căzut așa, mi s-a dat în stânga și când am ridicat ochii, m-am uitat la Valeriu Cupcea, la Eminescu, sprânceana era însângerată, fruntea era însângerată. Asta s-a întâmplat la noi. Alt caz cu tremurător, iertat în fie împrospătarea memoriei, dar trebuie să vorbim despre asta ca să nu mai călcăm pe aceeași grebă. În 63 s-a reușit intenția de a fi pus în scenă piesa Apus de Soare. S-au investit bani grei, s-au făcut costume, decoruri. A fost o prezentare cu ușile închise pentru presă. A doua zi urma să fie premieră. Cupcea Valeriu a fost chemat la Comitetul Central, a venit palid, trist și a zis, spectacolul este interzis. Și au fost multe momente din astea. Inclusiv marele compozitor Ion Alde Teodorovici a debutat pe scena Teatrului Național din Chișinău. Să rup femeie mâna ta, cu numele tău, interpretat de Nina Krulikovsky în piesa Pomul Vieții, în Tata. Deci, pe bune, s-au speriat organele, stăteau cu miliția călare ca să îngrădească accesul spectatorilor la teatru. Au rupt și ușile teatrului. Asta a fost în anii 70. Pe urmă, iarăși a venit un val de cenzură. A fost, a trecut. Teatru, printr-o replică spusă de Marele Druță când s-a montat acum Casa Mare, și eu cred că îi dau dreptate aici și a zis din scena Teatrului Național acum, că zice, la Moscova se vorbește tot mai mult că teatrele au fost cele care au distrus Uniunea Sovietică. Și a fost așa. Atunci nu mai are sens să mă întreb de ce se tem cizmele de pe grumazul oamenilor de cultură. Bineînțeles că dictatorii și dictaturile s-au temut întotdeauna de cultură, de artiști, pentru că artiștii simbolizează gândirea liberă și gândirea critică. Și în România exista cenzura, dar nimeni nu ne-a spus că limba română n-ar fi o limbă, ci ar fi altceva, cum s-a întâmplat în Moldova, unde a apărut din senin limba moldovenească. Ba, cuvinte care erau normale trebuiau să fie pronunțate cu accent rusesc sau cu melodie rusească. Scuzați-mă că v-am întrerupt. În anii 46 a apărut cuvântelnic, cuvântelnice. Știți ce înseamnă asta? Deci e dicționarul limbii române, dar nu se numea dicționar. De la cuvânt, cuvântelnic, tradus din rusă, slovari. Academicianul Mihai Cimpoi, chiar în film, vorbește de perioada când era și secretar literar la teatru, că atunci se intenționa, deci nu era nicio repetiție dusă în română, numai în moldovenește, și era politica de transformare a limbii române în limba moldovenească. Noi rătăciți repetenți în domeniul ăsta îi avem și astăzi. Stau iertat în fie vorba că le zic stau cu fundul în două limbi. Dar eu, care am făcut facultatea la Moscova cu un grup norocos din Basarabia, vorbirea scenică am făcut-o în română, celelalte obiecte. Și acum mi-amintesc profesoara și Natalia Iosifovna Kalinina, care a învățat limba română, a învățat-o
cu câțiva ani înainte de a veni, că trebuia să venim în 80, și anul trecut mi-a recunoscut că zice, eu și acum mi-amintesc, dragă Petru, după 42 de ani, cum lucram la Caragiale și ți atrăgem atenția că ai accent moldovenesc când replică. Ori alt profesor de literatură rusă, Galperin, care ne spunea că zice, e absurd, poetul vostru național, Mihai Eminescu, cum poate să scrie în două limbi diferite? Română e limba voastră, nu-i? Deci, ăștia sunt, eu cred că și astăzi, repetenți, rătăciți, mediocrități, care încă mai păstrează acea... frână de mână trasă. Da. Da. De ce? Deci, da. Putem rezuma aici de ce reîmprospătarea memoriei mi se pare că este importantă. De ce trebuie să ne amintim? Să ne amintim deja de acest caz extraordinar, dramatic, dureros de desnaționalizare, de rusificare, de sovietizare care a reprezentat Moldova, populații întregi masacrate, tineri care au fost masacrați mental prin școală, prin presiunea ideologică și care trebuiau să-și conserve identitatea numai pentru că mai veneau părinții să le șoptească la ureche câte un adevăr, vecinii sau cu greu se mai trezeau din când în când sau aveau la acces la carte românească. Dar să ne împrospătăm memoria și pentru că există un curent nostalgic acum după chipurile, perioada aia de aur a comunismului, adică uităm uneori cum a fost atunci. Comunismul de care dumneavoastră ați fugit din țară. Eu am fugit în 87, dar am fugit în ultimii adică ani. Adică tot o libertate ați căutat. Și o libertate a granițelor. Toată umilința aceea pe care am trăit-o ca adolescent, ca student, ca tânăr scriitor, toate aceste lucruri parcă uneori se uită și din cauza asta mi-am spus că trebuie să reîmprospătate niște concepte, dar nu trebuie să uităm și altceva. Cât de mult ne doream înainte de 89 să devenim europeni, să ne occidentalizăm, să vină americanii, după ruși să vină americanii. Să vină totuși statul de drept, să vină democrația, să construim noi instituții. Și iată că suntem în Uniunea Europeană, construim un stat de drept și ni se pare acum că Uniunea Europeană ar fi sursa problemelor, când de fapt ea este o sursă de soluții. Pentru că prea multe libertăți devin probleme. Există uneori astfel de bizare, aș spune, sechele ale gândirii și ale percepției, pentru că acum românii sunt fericiți că fac parte din Uniunea Europeană și fac parte din Alianța Atlantică. Și totuși nostalgici. Nostalgici și se mișcă și trebuie dezbătută problema odată și cu ei, față în față, pentru că nostalgici sunt în general și ei manipulați, pentru că trăim o perioadă de multiple există manipulări. Există libertate fără manipulare? Aș vrea să vă spun că Rusia, Moscova, comunismul sovietic a fost un maestru al manipulării. Că au fost manipulați oamenii din estul Europei, asta este una. Dar ei au reușit o manipulare în masă a occidentalilor. Există o carte, o istorie a comunismului scrisă de un francez, îl cheamă Thierry Voltun. Este tradus în românește, se poate găsi și în librărie din Suceava. O istorie a comunismului sub formă de trei mari volume. Primul volum se intitulează Victimele, al doilea volum se intitulează Călării și al treilea volum se intitulează Complicii. O, cine sunt complicii? Complice sunt intelectuali occidentali care au cauționat crimele lui Stalin, care au cauționat utopia comunistă și n-au vrut să vadă atrocitățile care se întâmplau acolo. Acești oameni care au crezut, fiind în libertate, că în Rusia se construia paradisul pe pământ, au fost, de fapt, numiți de Lenin idioți utili. Acești idioți utili care își diferează găsesc și acum mai n-au dispărut. N-am sunt util și astăzi. Absolut. Deci îmi propun să vorbim și am și vorbit despre aceste lucruri și semnalez romanul meu Un secol de ceață, care a apărut recent la editura Polirom, unde vorbesc despre toate aceste lucruri. Societatea de consum ne spală într-un fel memoria, pentru că ne obligă să fim concentrați pe ziua de azi, pe ceea ce vom consuma, pe ceea ce vom vedea la televizor, pe industria de divertisment. Uităm uneori că trebuie să ne raportăm la trecut, la valorile esențiale,
și la ceea ce avem noi mai prețios, libertatea care se pierde ușor. Uneori nici nu-ți dai seama când o pierzi și cum. Și ca să o recuperezi, ai nevoie uneori de decenii întregi. Este o lecție a istoriei și țineam contează să o reamintim aici. Cui? În fața cui îți pierzi libertatea? Dacă e în fața estului sau în fața vestului? Poți să-ți pierzi libertatea de pe o zi pe alta, cum s-a întâmplat cu diverse regiuni din Ucraina. Poți să-ți pierzi libertatea de a gândi dacă industria de divertisment preia ea creierul tinerilor și îl formează. Îl formatează, este un termen exact. Mai franțuzesc așa, dar dacă intră industria de divertisment și e mai tare decât școala, mai puternică decât instituțiile culturale, decât cartea, decât librăria, decât biblioteca, decât teatrul, decât părinții, decât ce pot să povestească ce despre trecut ceilalți, despre mai tare decât, și Facebook-ul e mai tare decât școala, atunci se produce o sărăcire a reflecției, a spiritului critic. Și o pierdere a libertății. Și o pierdere a libertății, pentru că sărăcește și democrația, slăbește, se fisurează democrația. Deci dușmanii nu sunt numai la Moscova, nu numai putinismul este dușmanul libertății, ci în interiorul societăților noastre libere, de consum, există adversarea libertății. Da. Un secol de ceață, de fapt, eu l-am parcurs ca un film. Deci un film care ar merita să fie un scenariu de film. Dar revenind la libertate și mă gândeam la libertatea de creație, urmărind acum evenimentele de la Moscova, din Ucraina, personalități din marea cultură, și mi-am zis, totuși talentul este un dar dat de la Dumnezeu. Depinde cum îl cultiv și unde îl direcționezi. Să dau un exemplu cum mi l-a dat ex-ministru culturii care mi-a fost pedagog Ion Ungureanu la Moscova în 80. Și asta am văzut-o acum prin mari personalități care s-au solidarizat cu Satana, cu criminalul, cu Putin, Mașcov, un mare actor care s-a filmat și în America, și cu Ala Pugaciova, o mare cântăreață care niciodată în scenă, în repertoriul ei, nu accepta texte de compromis. Ea venea cu un mesaj care emoționa în primul rând artistul și după care convingea și spectatorul. Depinde foarte mult pentru libertatea noastră pe care ne protejăm. Depinde și de cei care au talent și sunt părtași la spălare de creier. Deci e o spălare mai bună decât alta. O spălare... Veniți din școală, veniți după discuții cu elevi de liceu, despre care mă gândesc eu și am spus mai devreme, e greu să spunem că își reîmprospătează memoria, că memoria lor cu privire la faptele care ne-au afectat nouă istoria la începutul, de la mijlocul anilor 50-60 după al doilea război mondial și la începutul anilor 90 sau în Republica Moldova, e mai greu să-și reîmprospăteze memoria ei. Ei trăiesc istoria astăzi și văd la televizor că în țara vecină, dincolo de granițele acestui județ, de altfel, e război. Ei sunt contemporani, după 2 ani de pandemie, cu, iată, 3 luni terminate de război. Cum văd ei și ce întrebări vă adresează ei, ce curiozități au ei, cum înțeleg ei trecutul, pentru că îi vedem cum trăiesc prezentul. Eu sunt foarte fericit să descoper. Dar sunteți foarte optimist în noile generații. Se descoperă oameni, adică copii, tineri, adolescenți, foarte inteligenți, foarte deschiși, care au un orizont de libertate deja structurat, care își văd viitorul prin studii superioare, prin călătorie, eventual și chiar prin cariere în Occident. De pildă, am avut la liceul la Ștefan cel Mare o discuție despre Occident și erau interesați să știe care sunt contradicțiile Occidentului, care sunt iluziile Occidentului, pentru că Occidentul nu este paradisul în care pășești și ești primit ca un rege.
la liceul Petru Rareș, am avut alte discuții tot așa despre valori, ce înseamnă cultura, de ce prin cultură avem acces la libertate și la spirit critic. Sigur că acești tineri sunt într-o fază nu de reîmprospătare a memoriei, ci de structurare a memoriei, dar discuțiile lor cu oameni care au avut deja experiențe interesante, importante, uneori dureroase în trecut, aceste discuții sunt de natură să le structureze în continuare și identitatea și memoria. Am observat amândoi cu cât atenție ne-au ascultat și pe mine și pe dumneavoastră, Petru Hadâr, că unii nu știu mare lucru despre Moldova. Nici nu știu de ce uneori îi spune în Basarabe, de ce uneori se spune Moldova, ce a fost asta Republica Socialistă Sovietică Moldova. Și află, și află într-un mod, ca să spun așa, viu, printr-o mărturie directă. Aceste întâlniri sunt importante, interesante. Noi le facem aici, dar sigur, ele se fac și pe durata întregului an. Dar este important ca la teatrul care împarte numele, și un mesaj pe care îl transmit tuturor celor care ne ascultă, să se știe că dacă mi-am dat numele acestui teatru și la invitația extraordinară a primarului, domnului primar Ion Lungu, am spus da. Am spus da numai pentru că aș vrea ca în spatele acestui nume să se înțeleagă că se află niște valori. Că atunci când oricine trece prin fața teatrului și vede că scrie pe el Matei Vișnec, să-și spună imediat, Matei Vișnec, adică acel om care crede în libertate, în democrație, în statul de drept, în spiritul critic, în rolul teatrului, în formarea spiritului critic, în independența domeniului cultural, în crearea unor contraputeri solide în România, pentru că fără independența justiției, fără independența mediilor de informare, a presei și fără independența culturii, nu putem crea o democrație solidă. Aș vrea ca toți cei care văd acest teatru, intră în acest teatru sau trec prin fața acestui teatru, să nu creadă cumva că din orgoliu și dorind să mă afirm spre sfârșitul vieții, mi-am pus numele pe firmă. Mi-am pus numele pentru că în timp de 50 de ani, de când scriu eu, cred în niște valori și aș dori ca în spatele acestui nume să rezoneze aceste valori pro-europene, pro-occidentale, în sensul cel bun, aș spune, pentru că trebuie să evaluăm critic chiar și ceea ce ne aduce Occidentul. Orientarea noastră a României nu este spre despotismul oriental, ci spre valorile democrației europene și occidentale. Deci aș vrea ca în spatele numelui meu să fie această listă de valori. Cine vă cunoaște și cine ne-a mai văzut discutând și în alte situații, la alte ediții ale emisiunilor noastre, știe povestea din spatele numelui pe care l-ați afișat cu generozitate pe această clădire și știu sucevenii cât de greu ați acceptat lucrul acesta și ați spus la vremea aceea că nu mai bine așteptați să mor și v-a răspuns primarul, da, dar în stilul lui caracteristic, dar poate cât sunteți în viață, ne mai ajutați pe aici, pe acolo. Asta de fapt extraordinar e... și cu generozitate, pentru că implicarea asta de fapt e povestea reală, exemplară, da, în structura, da, acestui teatru, care înseamnă și un buget și personal și sprijin. Și încă nu are independența despre care vorbiți, nu independența de a alege ce se joacă, pentru că aici există independență 100%, da, doar colectivul, absolut, de aici hotărăște. Cine a fost la pisici, de la cei mici până la cei mari, înțeleg că există independență. Cum a fost la școală? La școală. Eu vreau să felicit orașul Suceava pentru că are un teatru. Asta înseamnă un cu totul alt statut pentru municipiu. Are și teatru, are și universitate. Și universitate. Da. Acum, reîmprospătându-mi memoria în cazul cercetărilor cu înființarea Teatrului Național din Chișinău, am găsit corespondența unui mare primar încă în perioada țaristă, care a fost de origine polonez, Carol Schmidt, care s-a interesat, am găsit cecul de 144 de mărci și a comandat de la Paris schițele arhitecturale
ale Teatrului Regal din Paris, din Marea Britanie, din Berlin, cu intenția de a înființa de inspirație. Un teatru la Chișinău, asta la 1877, și corespondența cu primarii din alte orașe și din Europa, cât și din Odessa și Kharkov, care e statutul teatrului în relație cu municipalitatea. Și se finanțează. Da. Până într-un târziu, bine, grație faptului că am avut la 1918 Unirea și marele actor Eugeniu Urechi, care a făcut parte din perioada interbelică, vorbea în orașul Chișinău, n-aveau acces vorbitori de limbă română. Era un oraș rusesc, unde se vorbea germana, italiana, franceză. Primul turneu făcut de un teatru din Iași, la 1860, a fost trupa lui Nicolae Lucian. În corespondența pe care am găsit-o, jumătate de an nu li s-a permis să joace. Abia într-un târziu, cu permisiunea cenzurii de la Sankt Petersburg, li s-a dat voie să joace, dar numai piese ușoare, pe vodeviluri de Alexandrie, de așa. Și era tot un caz cinematografic în regiunea Vesterniceni, boierul Vârnav, bolnav de picioare, și cumpăra pentru țărani câte 200 de bilete la spectacole și le dăruia ca să vină să asculte frumoasa limbă românească. Iar la final arunca cu bani în actori. Același lucru l-am trăit și eu în anul 1988, când, imaginați-vă, mă uitam numai la TVR, eram la facultate la Moscova și când îmi cumpăra bilet de la Aeroflot de lângă Lubianca, de Moscova, la casa de bilete era un panou mare, imens, cu Intercontinentalul de la București. Și mă uitam cu ochii dornici, visători, zic, niciodată n-am să fiu acolo, pentru că era o problemă de a fi. Și în 1988, când a venit Sofia Vicoveanca la Chișinău, pe bune, m-am strecurat, am sărit câteva maidane ca la Caragiale, pe acoperiș, și m-am strecurat la filarmonic în sală și stăteam. Eram, credeți-mă, eram Alice în Țara Minunilor. Eu nu credeam că am să pot fi martor, să o văd pe Sofia Vicoveanca, și toată sala stătea și mă uitam la ceva ca la o icoană. A fost o mare sărbătoare și norocul nostru că era atunci Gorbaciov, a mai fost deschiderea asta de... Două țări totuși cu granițe și, între ele, cu un da. Fund de flori între ele. Și acum mai sunt rătăciți, sârma ghimpată persistă în mintea și în sufletul multor birocrați și demnitari. Eu personal... Unionist. Da, dar m-am cioplit, am fost arestat o noapte la vama noastră de la Leușeni, eram cu regretata Nicoleta Toia, care era atașa cultural la ambasada noastră, în 98 chiar, și la Institutul Cultural Român, eram cu mașina mea și mi-a zis, zice, pleci acasă, uite, e o donație de carte din partea Institutului Cultural Român pentru Biblioteca Universității. Și o mare drag. Imaginați-vă. Carte românească. Da, autori. Eminescu, Caragiale și Creangă. Am trecut vama, normal, acolo la noi, eu fiind și lipsă de modestie persoană publică, m-am recunoscut, nu ne-a verificat. Iar ea, fiind cu un suflet deschis, zice, stai să-i dau o carte grănicerului. N-am reușit să pornesc mașina din loc, ea a coborât, mi-a dat o carte grănicerului, zice, de ce aveți carte? Imediat ne-a tras pe dreapta, și am stat toată noaptea, ne-a verificat, a sechestrat cărțile, le-a luat. Deci, un alt fel de contrabandă, nu? În contrabandă culturală. După, în perioada asta, deci, fost 98, arestat iarăși. No, Eminescu, Caragiale și Creangă au fost. Deci mai trăim și acum. Cărțile sunt periculoase, ca și adevărul. Pentru dictaturi și pentru, ar spune, idioți utili, chiar asta este. Ne vom
ne vom bate mereu de altfel cu astfel de forme de spălare pe creier și cu, aș spune, regenerarea răului sub alte forme în mod continuu și trebuie să identificate aceste noi forme de ideologie toxică, de rău, pentru că ele proliferează și sunt uneori mai rapide decât capacitatea noastră de detectare a noilor ideologii toxice. Tinerii aceștia pe care i-ați văzut la liceu, față de tinerii din Basarabia, din Republica Moldova, au alte interese, alte preocupări? Sau tinerețea e o limbă comună? No, tinerețea e frumoasă, dar oricum au alte gândiri. Eu am să fac o comparație cu tineretul nostru când eram spălați creier. Nu știu dacă se poate face o comparație. Ba da. Dar admir și vin cu recunoștință față de Guvernul României pentru Cartea Românească. Pentru deschidere de posibilitatea tinerilor să aibă burse la licee, la universități. Acum când ascult un tânăr care vine din Basarabia, eu sunt mândru și văd cum zboară cursivitatea exprimării gândului. În comparație cu tineretul din anii 90. Dintre studenții de la Universitatea din Suceava, cei care vin din Republica Moldova sunt renumiți pentru felul în care muncesc și aplicarea asupra, apreciază, cred, gestul pe care statul român îl face pentru ei. Ei studiază gratuit în România. Toți studenții care vin din Republica Moldova și parcă sunt recunoscători pentru asta. Adică sunt mai aplicați decât ai noștri, să zic. Să nu uităm că ei venind încoace, ei vin de fapt în Europa. Vin în Europa, da. Ei vin într-un spațiu enorm, un spațiu de libertate. Chiar dacă e la 30 de kilometri de graniță cu Ucraina. Adică ei au sentimentul că pătrund în Europa pentru că România face parte acum din Uniunea Europeană. Ar fi foarte multe de vorbit. Această ediție a festivalului Zilele Teatrului Matei Vișnic din Suceava este dedicată reîmprospătării memoriei. Au fost evenimente pe parcursul celor 10 zile și mai urmează până la final, dedicate acestui leitmotiv în această săptămână superbă de sfârșit de mai, cu invitații, iată, din Republica Moldova și din Ucraina și cu contribuția României, fără îndoială. Un singur lucru aș mai vrea să înțeleg prin prisma dumneavoastră. Matei Vișnec și ca jurnalist la Radio France International a plecat mai mult către geopolitică. Planul Marshall de după al doilea război mondial e discutat că se va întâmpla și la finalul acestui război din Ucraina. Un război nesperat, un război nedorit, un război al unor ambiții despre care cărțile de istorie scriu mai mult sau mai puțin, literatura scrie mai mult și iată că și cultura își face treaba și aduce pe scândură spectacole care arată amploarea acestor drame. Ce riscă să câștige sau să piardă Ucraina după această experiență? Sigur, e prea devreme ca să putem prefigura lumea sau Europa de mâine. Trebuie să ne gândim că Rusia face parte din Europa. Într-o bună zi, Rusia trebuie integrată în structurile mentale. Și părea că se întâmplă asta. După 90, părea că se întâmplă asta. A existat un eșec în materie de teorie sau de strategie a apropierii. Este eșecul celor care au crezut că prin comerț vom realiza un fel de liberalizare în Rusia, că Rusia se va deschide tot mai mult. Se va globaliza. Se va democratiza. Este eșecul doamnei Merkel, care timp de 4 mandate a crezut că prin comerț cu rușii putem să-i facem să se apropie de Europa, să adopte valorile europene. Este eșecul globalizării în același timp, pentru că tot așa s-a crezut că prin comerț cu China va progresa democrația în China. Deci ne aflăm la o răspânte, în sensul că strategii... Numai de partea noastră s-a crezut așa. Strategii de partea care lor, au fost cu siguranță aplicate nu. N-au funcționat. Sigur,
capacitatea noastră de a imagina alte strategii este intactă, se vor imagina alte strategii. Într-o bună zi, Rusia trebuie integrată în spațiul european. Cu voia lor și numai cu voia lor. Prin multe eforturi, prin utilizarea forței pe de o parte și a ceea ce numim soft power pe de altă parte, pentru că și rușii, atractivitatea nu este în acest moment în Rusia. Atractivitatea pentru cetățeanul rând este Europa, este America, nici măcar în China nu mai putem vorbi de o atractivitate. Au existat ani când mulți europeni occidentali voiau să se instaleze în China pentru că păreau oportunitățile la nesfârșit. Ori acum, cu controlul ăsta extraordinar al populației, cu revenirea dictaturii și a cultului personalității, atractivitatea Chinei scade. Deci avem un șantier care, cred, va ține pe toată durata acestui secol. Reconcilierea între Europa, europeni și Rusia, integrarea Rusiei în structuri de aș spune economie comună, dar și securitate comună, sunt enorm de multe de făcut. Unde e Turcia în ecuația asta? Turcia și ea joacă un joc dublu, triplu, și acolo există o nostalgie imperială și Turcia încearcă să-și refacă sferele de influență și Turcia a intrat într-un război pe care l-a condus ea de fapt și l-a câștigat nu de mult. În același timp, Turcia are și un picior în Uniunea Europeană pentru că își dorește să intre în Uniunea Europeană, un picior în Alianța Atlantică pentru că face parte din Alianța Atlantică, are un rol de jucat, chiar de mediator. Deci, lumea rămâne în continuare nesigură și tulbure, deși noi am crezut că pacea care s-a instaurat după 1945 va fi măcar în Europa eternă și că s-a terminat cu războiul ca instrument de rezolvare a litigiilor. Cu arma. Republica Moldova își declară zilele acestea direcția mai mult ca niciodată. Odată cu alegerea doamnei Sandu, președinte, era evidentă direcția în care Moldova vrea să meargă. Acum este și document depus. Era o speranță și un vis al nostru de a deschide în sfârșit o ferestruică spre lumea civilizată. Eu credeți-mă că îmi făceam mari îngrijorări până la 11 iulie. M-am bucurat enorm să văd cozi în diasporă, interesul diasporei de a schimba regimul. Și acum chiar zic că am apreciat în sfârșit, văd că a fost arestat pe 72 de ore ex-deputatul Dondon, care pentru educea marșul ilegal pe care l-a condus zilele trecute? Acel culioc care îl luase, deci ca cea mit, nu știu, Dumnezeu cu dânsul nu, dar avem nevoie de deschiderea asta și suntem mândri de Maia Sandu și sperăm ca lucrurile pe viitor politic să demareze tot spre lumea civilizată. Doar că această intenție a Moldovei pune un ochi, un reflector periculos al Federației Ruse pe țara dumneavoastră. Noi tot timpul am avut o sabie. E Transnistria, da? Da. Noi unde tot timpul am avut Parlamentului, președinției și guvernului, că sunt toate trei și toate nerecunoscute într-o singură clădire, statuia lui Stalin. Statuia lui Lenin. A lui Lenin. E cu, pentru Rusia e cuiul lui Pepelea pentru noi, de fapt, Transnistria și Găgăuzia acolo. Ei au creat o zonă, tampon și mențin acolo armata. Și pericol din Ucraina. Da. Și una din declarațiile făcute și de Putin și de Lavrov, pe care am și văzut-o public acum o lună,
spre deosebire de Lugansk și Donetsk, Transnistria cu câțiva ani, în 2004 și Găgăuzia, au cerut nu recunoașterea independenței de către Federația Rusiei, dar au cerut încadrarea în componența Federației Rusiei. Dar eu mai am și multe semne de întrebare și îi întreb politicienii proruși de la noi, din Basarabia, și o să dau exemple cu nume concrete, în afară de Dodon. Furmuzal, care era bașcanul Găgăuzii, pleda pentru Uniunea Vamală cu CSI-ul, Petrencu, ex-comunist, pleda pentru Uniunea Vamală cu Rusia. Dar când au ajuns să aibă probleme cu guvernarea, nu s-au dus în Rusia, au cerut azil politic în Germania. Deci, bine, fraților, eliberatorii ăștia care vor să ne elibereze, nu vor trimite copiii lor să lupte în Afganistan, cum a fost, dar copiii lor se vor odihni își case în Occidentul dușmănos. Deci, asta e situația. Paradox. Asta este spălare de creier. Asta, dar prin exemplele astea, chiar am să-i întreb și vreau să-i întreb unde, de ce nu vă duceți, dragii mei, să locuiți în Rusia, unde ați vrut, acolo, unde este sărăcie lucii. De ce nu vă eliberați pe voi de sărăcie, de dictatură, dar vă duceți în Occident să locuiți? Paradoxul societății multiculturale. Mulțumesc, domnilor, pentru reîmprospătarea memoriei. Ca asta încercăm să facem, să nu uităm cine suntem, ca să înțelegem ce trăim zilele acestea și să încercăm să anticipăm viitorul. Niciun istoric cu care am stat de vorbă nu reușește totuși să găsească în istorie un punct identic cu ceea ce trăim astăzi. Din păcate. Mulțumesc! Au fost alături de noi, doamnelor și domnilor, la ediția specială de astăzi. Și o să îi prezint în ordinea inversă ca invitat la Suceava Petru Hădărcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, și Matei Vișnec, gazdă la zilele festivalului Teatrului Matei Vișniec de la Suceava, scriitor, dramaturg și jurnalist la Radio France International. Rămâne tema aceasta, reîmprospătarea memoriei pentru toate generațiile și pentru cele care acum învață istoria și pentru cele care, din păcate, o retrăiesc. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Toate cele bune!